Și cu tot scandalul care a fost în legătură cu aeroportul, la plecarea mea de la Consiliul Grecian, am reabilitat pista actuală de 1800 de metri, am construit un terminal nou. Prin urmare, aici la Iași pot fi procesat și pe 1 milion de pasageri pe an. Rămâne de văzut cum se va dezvolta aeroportul în viitor, dar cu ceea ce am făcut până acum, nu mai putem spune că aeroportul din Iași are sechele foarte multe, decât mici chibe pe care le poate repara viitoarea conducere dintr-un timp record. Mă gândesc la gardă care trebuie făcut și la fel fie la prelungirea actualei piste, fie la construirea unei piste noi, dar asta, mă rog, va decide noua conducere. În afară de asta, am lăsat 50 milioane de euro în mercaseria Consiliului Grecian pentru eventuala modernizare care să satisfacă necesitățile pentru un viitor mai îndepărtat, adică pentru 10-15 ani de acum. Astea fiind spuse, sigur că problema aeroportului a constituit una din problemele importante din campania electorală. S-a exagerat foarte mult. Dumneavoastră sunteți martori acum că aceste lucruri le-am rezolvat așa cum am putut, chiar cu toată ostilitatea pe care au avut-o consilierii USL, și mă bucur de acest lucru pentru că nu o să mai stea oameni în ploaie să aștepte avionul, mă rog, de București.